Vasile? Da, să trăiți. Mă bucur că ați venit. Speram din tot sufletul să nu fii tu idiotul care stă acum în fața mea. Ba da. Eu sunt. Bă, băiatule, tu așa slab de minte te-ai născut sau ai devenit pe parcurs? Că mă ulești pe zi ce trece, mă. Păi ce ți-am zis eu ție cu 3 zile? Că peste 3 zile, adică azi, o să venim împreună cu domnul președinte al partidului nostru la o vânătoare de mistreți. Aici. Bun. Și ți-am mai zis și altceva? Nu să trăiți, doar să aranjezi să fie totul bine. Deci nu ți-am zis că tu pe vânătoare dăm și o fugă până în Irak să dezamorsăm niște bombe, nu? Nu. Păi și atunci de ce te-ai îmbrăcat așa, mă? Deci, domn prefect, n-aveam costum de vânătoare și doar nu era să viu la sacou și cravată. Acest costum îl am în stoc de la București, de anul trecut, când a fost gripa aia porcină, când au avut să ne dea halate albe. N-am avut nici armă de vânătoare și am cerut lui Robi pistolul. E aici. Ce să faci cu el, mă? Ca să vânez. Ce să vânezi, Vasilică? Domn prefect, mistreți? Nu mergem la vânătoare de mistreți? Mergem, nu? Ba da, mă! Dar nu toți! Iertați-mă, nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Bă, băiatule, noi avem nevoie de tine numai ca să-i găsești și să-i cunești din pădure. Bă, ce-i în capul tău? Spune-mi și mie, ce-ai tu în cap în loc de creier? Marmeladă? Ce ai? Ce credeai tu? Că o să vânezi cot la cot cu dita mai președinte al partidului? Asta credeai tu? Că o să te tragi de șiretul cu el prin pădure? Păi ăla nici nu coboară din mașină, mă, când vânează, doar lasă puțin geamul jos și trage de câteva ori. Păi tu știi câte sfoare am tras eu, mă, să-l aduc aici? Să prind un loc lângă el? Vasile, tu cum îți permiți să fii chiar atât de prost? Iertați-mă, așa m-am născut. Bă, băiatule, tu de Adidas ai nevoie, nu de pistol. Adidas? Da, de Adidas. Să-i alergi și să-i sperii. Păi și... și cum să-i sperii? Îți atârni decât o plăcuță pe care se scrie mare, sunt un dobitoc, și se sperie, crede-mă, că le e frică să nu se ia. Am înțeles. Perfect. Ia zic cu... Vânatu, cum stă? Stăm foarte bine. Robi a găsit 2 cuiburi de mistreți și încă mai caută altele. Lua, adică prezește și ursul din hibernare. Dar ce, mai avem urși pe aici? Nu, dar putem să aducem. Adică ia dormim frumos, îi trezim aici și... Deci dacă vrei și cangurul, și cangurul vă aduc. Cu respect. Ești dobitoc, dar îmi place că te agiți. Mulțumesc. În fine, am un cadou pentru el, mașină. Uite-te. Nu vreau să-l car după mine, să-l zdruncim prin toate hărtoapele astea și să-l stric. Unde-l las? Da. La mine în birou. Îl duc personal. Vasile, vezi că am dat 20.000 de euro pe el și vreau să-mi spăl fața față domnul președinte cu el, ai înțeles? Dacă dispare, te îngrop de viu. Domn prefect, se poate, mă jigniți. Din primărie n-a dispărut vreodată vreun capă de ață, vreun creion. Păi cum, eu când plec acasă, nici nu închid biroul. E mai sigur ca în Banca Națională. Bună ziua și iertați-mă că am întârziat, domn prefect, ieșea mai repede, dar cineva a furat filtrul de cafea din primărie și a trebuit să o fac la ebric. Și ieri era la locul lui. Da. Eu propun să-l ducem la mine acasă, e mai sigur acolo. Îl sun pe Robi să meargă să-l păzească. E bine așa? Hai sus în mașină. Da. Dar să vă șterzi pe picioare, că nu intrați în grajd. Mare grijă la cadou. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.